Ось історик Нуврей, другий Діоніс Гулкін, ну ті віпаноламіні. Да. Да. Дальше куда же? О боже. Зачем оно тебе? Bun, dar, hai, bine. Hai, te așteptăm. Uh-huh. Asta ți-e șarică. Și vreau și domnul șoară. Și degenea trezărit. Degeam cu stoi tișoară. Aici e tișoară, așa, o lecță că vină. Moșul 220, tensiune. Asta vină, moșul să o lecță cu fasovare și arme acolo și o să vină. Dă-o la mine, moșul, dă-o la mine și fie ce ai să faci pe cafea, moșul. Vim cafea, nu de. Чай. Чай. Чай, Дімі. Дай обіж кафе. Що похар він посередині? Ну, ладно, це проблема. Я вам здесь ши, ну для тебе. Ши. Я вам прямо на тим пути. Я мог кам вік, мною сервін він. Да, він кура, тому ми фос мали 30 лет ще радіації. Я ще їк, я вам моляк, де проблеми з санітаті. Ну, похаруться. În Dumă, Dionisie Petrovici, când se discută problema despre ocrotirea sănătății, spune despre medici și că nu-și fac datoria. Lui i-au murit doi copii în 1897 da, de scarlatină. Da, cei mici primii copii și da. De-a și nu știu după nici. După asta, unul la fior la 17 ani de tifos. Da. Și în 1908, ceva în felul ăsta, îi mor doi copii de difterit. Și a avut o tragedie între ani. Stați-o aici, nu feciurește. Feciorul a murit, nu mă voi. Doi cei care au murit primii drept că lui. De la soței cu tete Fenia. Dar ești lanț toți noi, nu e ceva incorrect încă, în primul rând. E cuvântarea lui, da. Din stenogramă. Apoi asta mici, dar copii și mici, fiindcă ești, a, și ultimii copii, dar e drept și că eu de ce dat doi de doi, știi? A cei mici de ce, a cei doi de ce? De scarlatină, difterie, atunci pur și simplu încă nu erau toate vaccinile și toate cele. Dar tu-te fenea soțelul, știți de ce eu de ce dat? Da. Фені, яка ще воно, яка є іракове партія, ще вам потікався, є ахове ірам штуком, він досла, ой, ну штуком ще суєм, от. Сурут то скара, що казут, що з, що там печор, ще канил, ще поруді катла медичина, на три берлі, що на печор ущала, так на тунча, ну і раді шолт, кавкут, ще яно, вот да, так ось, ласта, і сутра смарти. У фемеї, у фемеї фрумуас, у фемеї, кам, вот сюди фотографію, вот сюди, вся, вот, вся. Era o femeie când, eu știi, erau tot timpul niște cum îmblau, ei pe atunci, doamnă, o doamnă, fata care o deceda tot, așa o fată frumoasă, eu știu, eu copii frumos. Gheghe Dionis, soței câte fine era tare femeie frumoasă. Gheghe Dionis, bărbat așa. Da, el era pur și simplu nu era nat, încolo, chiar doi sedeam în bunica Tosei, semăna lui. Copiii, prima, toți copiii, băieți, tot semănau ei. Tefenii erau femeie mai nantă, așa, după făcătură. Dar el era, și el nu a mâncat carne, nu a mâncat carne 40 de ani. Dar știți de ce? Se duce o vacă, duce o tăietă. Și el se uita, vacă și ea plângea. Și el după aceea nu mai mâncat carne. Și de ce vă spun de vin? El tot timpul aici a avut vin, el a avut vie. Dar ce vie era, când spunea, nu știu ce la noi, că prasadul este zvărât un prasad, așa prasad mulți vin și nu pot, că mi-a luat că să cultuiască, să fac ceva și ceva nu se primește. E un rând așa, un rând verde, un rând galben. Tărtăcuțe, dacă ați văzut cândva în viața mea, tărtăcuțe. Apoi că așa sunt prasadele este. Și sunt prasadele este care el a fost încultuit într-un prasad verde, de cel care sunt prasade verzi tari. Așa mulți copași de la dânsul care noi, care era toți de la dânsul, tare mult au fost de urmă și ei țin minte că am mâncat. Dar vie,
Eram mici, ne aduc aminte când copii de la Ghetia Dionescu început, tata a venit și a prelungit o pusă și a bit acele. Noi aveam așa niște struguri de poamă, eu în prezent nu văd. Niște struguri de poamă avem atunci acasă de mic copil și s-au uscat tufleșele de-am pur și simplu noi. Și la urmă Ghetia Dionis de-am era acolo Cameruț, că Cameruța era, că pur și simplu eu am stricat peretele și am început să fac, dar și la mine soarta soțul meu timpul insult, știm de 30 de acolo, 30 și o de ce, da, eu la 32 de ani am rămas singură și pe urmă mama la 7 luni de zile după soțul de ce, da, și a început că eu de-am fac și pot, de-am, eu singură mă spart, așa e. Eu pur și simplu a fost când am rămas la 3 zile cu 2 copii mici în casă și după decesul mamei, e greu, la 32 de ani singur, îți pierzi. Și eu țin minte că erau unul clasa 1 și unul clasa 5 și cum după mor, după toate acelea, luminile aprinse, bărdat peste tot locul, tot era. Și eu mă uitam așa, mă temem de morți. Și îmi pare că de acolo sunt soțul, de acolo mamă. Și mă temem undeva pe vădu sau toți s-au pus, toți. Sănătoase, domnule tot. Și atunci fata asta e tare puternică. Și fata e tare, de istorie, toate acelea ei lucrează ca psiholog, logoped și ei mi-au zis, mamă, nu e ce, vedem cu mine. Și la mine eu tot timpul principiul vieții mele așa mi-a fost. Am bătut așa aici tot nervii și mi-a încălzit pe aici și când am bătut odată masă și mi-a dat nervul de aici și am zis, dar niciodată tot zdrav și am stăzit cu 120 de ani zile. Că după 100 de ani, că dau 5.000 de lei pe lună, gratis sau... și am pornit acolo înainte. Fiindcă mulți îmi zice eu, vin de casă și ieți în țirile astea, sotile astea, tot, aici 36 de sote. Și du-te, dar eu îmi zic, în amintirea mamei, tate, eu ce n-am să vând. N-am să vând, fiindcă aici, în primul rând, Ghegea Dănis Gulchin, aici ședea și era, cum zice, vineau la dânsul la daci. Și cu el spune în domnul că eu când vin, mă duc la dace. Da. Ca să nu vadă oamenii, că noi n-am obținut nimic pentru țărani în domnul. Da. Iată, spuneți așa, el era în uniformă, țeta asta, da. Chiar și aici așa. El a fost judecător în Volosti și în afară de aceasta la membru a curții de jurați a tribunalului din Chișinău. Da. Se ocupa cu ce se ocupa? Cu via, cu livada? El aici a avut tare mult pământ. Satele din jur au fost aproape tot pământul lui. El era un grădinar tare bun. Un grădinar extraordinar. Avea livadă, avea vie. Pășune mai puțină, dar livada și cu vie. El avea niște copaci că spune că în jur știu, toată producția care atunci făcea niște mere, niște prasade, el o trimitea, el atunci vindea și o trimitea undeva departe, vineau, plătesul, vineau și după hotare. Vineau, de-am spune bunica și mama, vineau din Polonia, vineau după hotare și cumpărau producție de la dânsul. Da, producție. El era ambalajul, îndeopște, în primul rând, trăgeau tare mult la ambalaj. El când toate este când face ambalajul, cu fiecare, nu știu cum, pune, de-am spune, că nu știu, tehnologia asta, un valeș între dânsă, nu știu, pune, că e pe drum să nu se, ceva era. Nu se altereze. Da. Chestia, eu nu știu ce pune, dar el zic că l-a ambalat tare și când vine și cumpărau el pe chestia asta, pe urmă, el s-o ocupa, el totuși, problemele judecii la dânsul vine tot timpul, cum era la bunica Dusea, a la dânsul, o zis că aici era, el avea ore de primire. Era ore de primire și el acasă, vineau diferite probleme, diferite, și nu numai, și din cu... El scrie undeva, eu avem câte 50, judica chiar, da. El era volut, câte 50 de proces spize avem. Da, și el era un om că tot timpul pe oră lucra, punctual. Dacă el zis la ora asta, el așa și bunica zice, mai ei cum erau, mai vine încolo. Eu acum nu pot. Eu acum eu trebuie să rezolv problema ce. El pe ori. Tot timpul era punctual și tot timpul era la lui tare. Noi că de mici și chiar dusem tot timpul când bunica dusem ajunsese. Ei viața a bătut soartă din ce familie era.
e începea să a plânge în limba, în limba franceză. Începea și a plânge în limba franceză. Fiindcă eu țin minte că cu mine s-a ocupat cu franceză, chestii, verbele, coartoare, pe eu încă toată să le-am învățat. Și e, când începea povesti, e cărțile astea lui Ghegedin, totul citit tare mult. De atâta când vine Ghege Alexei, fratele care ați fost la mine cu tânsul, știi, erau sluși. Asta e Afanasie era. Afanasie. Da. Sluși. E socotec, e mai... Sluși, e... Nu-i considera la același nivel. Nu ești nici la dejița lui meu cel mic. Я не ж ел тот тем, как прямо фраги чела ел муцу разбатут, как ел с демонстрецек, ел еще вот какие тюнис, что с утра кот инфамилия Гулкин. Да, на инти демонте он что скимбат фамилия. Да, с скимбат фамилия Гулкин. А потом еще ира. Сам он чел кардин, на тюни тюментер мне конечно. Да, 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 да. Не спуск, я ел со скимбат. Ел со скимбат фамилия Гулкин. Да. Прими копии из воспончистит, я ему телефон его боец был на Серчу. Серчу он боец в ультиме копия лой. El a trăit, el și-a cumpărat casă, care mă iubea Galexii, el și-a cumpărat casă, aici este cu puticioara asta care la noi la deal, nu departe, de ce, că este casă, trăiesc de oameni, o vândut-o. Apoi, a cumpărat casă aici, ca, și în fiecare zi vine la Chiochetusia, să spui odată măcar că el e fratele lui. Da, da. Și asta era tot timpul, eu când îl vedeai, tot timpul se începea o certa. Ну, вроде, ну, ешь фатель меня, то есть услуга. То есть слуга. Ну, ши... ну вроде, сэр, реконос. Ну, реконос, тут я умру, че, ну, реконос. То, ну, ешь фатель меня. Фратель меня, уж еще пела, почер, как ссора меня, вот я дат, фрацы меня умрет, там, коло Карим Франца, Карим Тача, а ще я фоску фрацы меня. То, ну, ешь фатель меня. Ну, че, ты по асколту не слышишь. Ну, 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 și cunoaște după ochișor, jertfă cât e de atente. Da. Da, bun, ți-am tras atenția, ție-ți încep. Tu ascultă. Și... am pierdut gândul cu tine. Vreau zic că prima fată a fost Fenia, care a făcut... Nu, Fenia era soția. A, soție. Soție, Fenia. Dar prima fată cum să nu... Cum... Deoarece într-o cuvântare el spune că fiica mea a terminat gimnaziu cu medalii de aur. Da, se vede că ce e... Și la București, da. E medic. Da, a doua, studii acasă, da? Da, studii acasă. Studii acasă, dar studii acasă e un fapt cât două institute de noastră. Cum. Eu văd studii. Studii, e mult citit, mult o citit, mult încolo. Ei era în problem limbilor, e limba franceză, pe nu știu, engleză nu știu, limba franceză. Ei era bine competent în juridică, nu că tot atât cu lui Socrat, juridică, matematică, ei era tare normal. Și citit tare mult. Dar română vorbi? Vorbi curat, liber și... Literar. Литерар, к ей, ну и Мергель. Я, конечно, интернет, типа не спиня анекдоти. Семена, вот это тихо. То типа не спиня анекдоти, но не родим ты дансал то типа. Я ира у фемей тут глумятся, я ира у фемей. Всем кусар то оба тут опять дансак. Я мы евро на сенгру, фамят я, как и Дионис, он был на ветера, указут пимани ли ей. У не мамика, к ним поспой, кофе, у не мамика. Ше, я мы екан гегедюни шла, мама не спуня ко мне родемшки, Келена узы скадри, ел на мунка карми. Так как я тоси рагрива, тоси тип мунка арви, то отчели, шо за скверби, я дупил бы к тебе, у коцеди и гуз, у коцеди карми, шо скотья карми, шо и пуня, шо и дати у гегедюни скадри, ел мунка арви, а на мунка. Да, де но ми но сти опспрэч, пынам патру зэч. Я лэ чё знаю. Ну, ангдери, де комантим по румынилор. Cu ce s-a ocupat el? Tot cu pământul, cu... Pământul tare mult el. Eu nu știu, undeva la muzeul de istorie, eu am vorbit cu directorul muzeului, Mihai Ursu, și dumnealui întreabă, cam în ce an o transmis fiica dumneavoastră materialele cele așa? Asta, atunci e vie jinerile încolo, ea, e că trebuie să-mi trebuie undeva,
Eu am să-i sun că el în Elveția, pe măcinirile lumea, și eu am să-i sun și eu am să-l întreb și cumva eu o să revin la mea să vă spun. Când mâine asta luni o să fie custodile sau muzeile hrănite, sau cum să... Știți, nu s-o dus aminti în Telenești odată, centrul răional, nu s-o dus aminti odată, de câte ori noi spuneam, era bunica, era mătușa, noi de multe ori am ridicat întrebarea. Zic că este un om de vază, asta din Moldova care să ajungă în Duma de Stat, care să ajungă în toate cele. Asta să cum ați face, dar tot dumneavoastră. Mulți au fost, dar au tăcut. Dar el e unicul care e... În primul rând, Gheaghe Alexei Ficioru, el atât a merit încolo că să fie pomenit, el era un om așa, Dumnezeu să-l ierte. El era, dar el merită să fie pomenit, fiindcă el tot timpul ridica întrebările că tatăl lui trebuie să fie ridicat, că a fost un om de vază. Vedeți, și știa că și Gheaghe Afanas tot s-a ocupat cu lucrurile. Gheaghe Afanas... S-a scris, doar s-a scris, eu știu. Da, da, eu. Știi? Ei vroie, știi ce au primit atunci? Ei într-o măsură oricare, că atunci cum era zis și Cheduse, ei, totodată când a trecut în familie Gulkin, el s-a trecut și el știți cum era probleme, că se rezolvi la 10 ori, bravo lor. Dar el s-a făcut și pensia mai mare pe chestia asta. Ei au profitat, bine că au profitat de tata. Că ei s-au ridicat în viață acolo, pensia mai mare, eu niște facilități încolo aia. Ei și Ghea Dionis și Ghea Afanasă, eu profitat, Ghea Alexei și Ghea Afanasă, eu profitat de toată chestia asta. Că ei sfișori lui Ghea Dionis. Pe urmă eu ce putea să mândrișă toate cele. Când aici eu n-am să luat pe Ghea Afanasă, fiindcă eu făcut și eu tot am întrebat, eu tot am vrut să-i dau în față, că către dumneavoastră, dar acum întrebare. Păcat că eu n-am fost acasă atunci. Aici, după ce v-am început și mi-am pierdut gândul. Când au făcut toate casele, este ea, noi am rămas undeva cu aici 36 de soci, deci toate erau nostru. Și merge eu la Inești, aici e un căruș de la Gheaghe Dionis, Pinograd, pe cei ca acolo, și da de drumul la Inești. El se duce și în lumea merge, la dânsul la cramă, cum zice, la toate cele. Și când a venit mama, tata, a luat mai departe și Pinograd de la noi, trășeu așa, finiu și trășeu cărușul la sasă și trășeu la Inești. După un timp oricare tata spune, ei, tot timpul oamenii trec pe acasă, o luat și îngrădește și lasă tata hudicioara asta care este, o lăsat-o, că se treacă oamenii. Acum au trecut ani de zile, în timp, când au venit străini toți, știți, tineri și străini, că nu, zanoși care au făcut casă. Brusc, au făcut la noi, au făcut drumul ăsta care l-au făcut, așa tot era la noi tot. Dar au făcut drumul așa. Ei nu știu le-au venit și hai că să facă drumul mic aici să-mi facă, îl trec până în geam, 7 metri drum. S-au dus la primărie, dacă în viața noastră tot aici tot acolo. S-au dus la primărie, mi-e tot dar, știu că încolo și l-au prins pe primar, Dumnezeu să alerg că și primarul de cedat atunci, acela. M-a prins că acolo a fost drum cândva. Eu am avut 42 de judecăți. Eu am zis că eu nu m-am avut, eu pentru amintirea mamei și a tatei și a lui Chetunis. Și el întreba. Și Ghea Afanasă merge, a mers la tribunal, la Bălț. Și el îmi spune, da, acolo a fost drum. Și eu îi zicem, Ghea Afanasă, mă ta știi, spune-te rog, unde a fost drum? Ții minte că a fost o cărărușă de la tata și care a lăsat-o de la Ghea Dionis. Spune-mă, tate rognii, unde a fost așa drum care treceau mașinile? Așa nu a fost drum. Deloc nu a fost, nici în partea de la vale. Așa erau toate soțele care pe urmă au venit. Și el atunci a mers, nu că a fost drum și mergem. Tot i-a dat niște bani acolo, oamenii ăștia, că eu m-am judecat 7 ani de zile. Soțul meu deci a dat mama, până eu de 2 ori am fost la curtea de apel. Primii ani de judecăți, apoi eu am fost avocată singur. Când la curtea de apel de-am mai departe, apoi eu n-am putut și de-am de la drepturile omului am luat avocat. Eu nu puteam de-am să fiu avocat singur, că acolo... Eu țin minte că am învățat legea funciară, eu învățasem pe de rost, știam toate articolele. Și de-ata Ghea Afanasă vreau să-l întreb. Unde el a avut la Ghea Dionis așa drum? Unde, cum nu a fost copaci până încolo de cireș de toate cele? Cum o chema pe mama dumneavoastră? Maria stratula după bărbat și după de la bunica Roșcova. Ce bunica? Bunica zgrăia septoi și cel mai cuvint. Volcu, familia dumneavoastră. Da, Volcu, după Sosdeam. Roșcova, familie de domnișoară, da? Nu, stratula, după tata. Stratula? Uh-huh. De ce nu e bărbatul? De ce te gândești? Nu, am eu de la
la Liușeni, de la Pătare. Da, da, da. Da, 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 da. Bună ziua. Andrei Grosu. Domnul Alexandru Moraru din la muzeu. Da, muzeu militar. Și haideam tu de la servit toți fi. Elena Ieloc. Vă cunoscut? Da, cum? Este Nanu Ieloc? Da. În ce an numiți-vă, vă rog? Elena. Елена, Ион Привилян, Касторида, Дупа, Паринца, Срушкова. Я мы наскута на румину 140. Пивремурли те, чель мэй буни. И сам мы к оцениц менти. Аша, кам, оцени менти, ка, ка он купил, штиц. Кам принчану, дичи дата. Eu știți, știți, nu știu, uneva până în 50, uneva pe el. Iată, fișorul, fișorul Afanasie mi-a spus chiar data, 27 februarie 1947. De atunci avea 20 de ani, așa că poate să ții mie. A el, da, clar. A, da, de Afanasie. Da. Eu așa că am prin vis să-l țin minte. Ce nu puteți dumneavoastră spune? Din amintiri, din ce și supărut? El pe mine m-a botezat împreună cu fiica lui Evdochie, Nana Dusea, noi ziceam. Și era tare bun prieten cu mama mea. Mama mea Vera o chema și ea știa tare bine limba rusă. Știți, pe vremurile și ea învăța o limba rusă și a terminat 4 clasă. Școala primară? 7 clasă. 7 clasă? Mama mi-a spus și bunica, cu bunica, bunica eu era tare, 7 clasă la împăratul Nicolae, cum se spune. Da, că e tare bine citea rusești, slovenești, romanești, slavon. Da. Da, și mai am niște cărți de ei, de este credincioase, care el citea. Și ei e tare bine să împaca cu Nanu Denis. Ei vă găsau limbă comună. Avea un problem, da. Care era interesant. De viață, știți, interesant. El îi uibit pe mama să discute cu dânsa. Și ce pot vă spun el? Un lucru pot să spun, că știu că 35 de ani nu am mâncat carne. Da. Nu de atât că nu a fost, că a fost credincios, dar de atât că mergea pe drum și a văzut un vițel, o mătușelă, tăiet la boină. Și lui i s-a părut că el plânge. Înțelegeți? Și-o dat vântul meu, mi-a spus nici carne. Și într-adevăr, nu mâncat. În afară de faptul că el avea vie, livadă, da. Ce slujbă a avut el? Nu știu, pot să spun, eu nu știu. Eu știu numai un lucru, că la dânsul vineau tare mulți. E ca pe dânsul nu l-au atins pe vremea când m-a represat norodul. Vineau tare mulți jurnaliști, vineau învățători, eu țin minte, Ilie Zdravici, Цехман, я в мінімум бачив один класом той. А поді я сьогодні вінів кінява на дансу. На кухля, да, сиді скуті. Ші, і да, я кому купив. Так, ну, ми дересали, так, кілька я стелів, що я. Да. Ілян, да кому кема пі фата лує? Я пі фата лує, ну, що кому кема. Ілян, я тут тимпу, тут тимпу. Да, фата лує, я фос доктора. Да. І повістіт? Да, 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 я не знаю, кому кема, що боєць ще. Пі он боєць, я вам фотографію Володя. Володя чи Валентин? Володя, Владимир. Я вам фотографію, що коло є скріс на пам'ять мамочки від Володі з Одеси. Не барусь, я скріс дену урма. В Одеса є рад? Я є рад, я не знаю, що. Та коло є скріс німік. Și nu a mai avut unul Alexei? Alexei a avut acel din Franța. Da, și el, Alexei era? Alexei era în Franța. Vladimir și Alexei. Este Vladimir, dar eu nu știu dacă... Așa, e că este care... Alexei. Mai am unul, eu mai am încă unul, o fotografie. Da. E că asta e unul din Franța, e că aici e pur și simplu... A, asta e... Care trimis el... Felicitare. Felicitare cei din Franța. Dar eu mai am unul, asta e Madinca, cei care e el în Franța, dar acolo nu-i scris nimic fotografie. Înțelegeți? Mai am o fotografie. Și mai am, dacă trebuie să caut în bibliotecă, am jurnalul lui Ogoniuc cu din al 1912 și cu când el a dus vorbirea în Gozdumă.
Nu, te ține la arătați. Da, Vasile, eu trebuie să-l caut. Eu care să vă spun, eu, este... eu practic el a luat cuvântul de 150 de ori în Duma de Stat. Acolo este da. Sunt cuvântări de 100, sunt cuvântări de 2-3 minute, dar sunt și până la 20 de minute. Și ar fi foarte bine dacă... Să-l vedeți. Da. Eu, știți cum, doar să mergeți până acolo, eu până nu mm-hmm. departezi. Mergem, trecem încolo. În jurnalul seara, eu, să-mi uit cum m-am uitat așa, el a ridicat pe vremea și aia încă de limba, de limba muzămnească. Atunci? Da, cred că, da. Da, limba muzămnească. Dar mai mult acolo, iată, aici, merge vorba iată, de limba poleacă, nu știu, de polești. Și cu polonești sunt da, acum. Da. Iată, aici sunt cuvântările lui din Dumă. Da, băi, asta e, da, direct. Și mai avem o fotografie de-a lui, după, dar nu pot găsi, era rupt tare. Unde am pus o idee, n-am. Unde, după ce am întuit în lucru, au plecat la odihnă în Finlanda și pe vapor. El într-o cuvântare de-a lui spune de asta. El nu s-a dus la odihnă, pur și simplu studia o problemă poate, despre Finlanda și eu mărginit după asta autonomie. Și el a fost în componența comisiei cele da. Care au studiat și dacă el s-a ridicat în apărarea polonezilor despre finlandezi, îmi spune că ei sătui au de toate și nu suportă cheltuielile pentru armată, pentru aparatul de stat. Clar. Și atâta vă spun că el a fost tare un om deștept și interesant. Când era, spune de mama, chiar când era aici, când, pe vremea răzut ștabul, spune, știi? El totuși din camera lui, nu făcut, el acolo stă. Da, și biblioteca lui, și tot-a lui, nimeni, s-a mutat ruși, români, nemți, toate celea, el nimeni nu s-a atins de dânsul, nimeni nu a luat o carte, nimeni nu a luat nimic de la dânsul. El în Chircăiești de chestia și așa. Da, este chestia. Eu cum am, iată, după ce a apărut cartea, au mai fost publicate în unele publicații despre carte și mă sună domnul Ierșov. A lucrat el pe aici, pe la redacție. Mulți de Ierșov. Și eu de Ierșov. Și el îmi spune că el avea 13 ani, în pază și 4. Și au fost evacuați de aici. Și la noi a venit Gulchin. Eu nu țin minte în ce, dar avea un braț de ziare și reviste. Dar mă, avea un ziare, el avea care și-a luat altceva, el era. Și undeva îmi spune, că, nu știu cât timp, dar a stat la dâns într-un sarai. Da, poate fost, știți că era atunci în linia frontului pe aici, în pază și el totuși a fost evacuat acolo. Noi am fost atunci pe vremea războiului, am fost toți la Prodănești evacuați. Da, dar el a rămas. Da, eu nu știu, el a rămas, eu îți mic precis. Omul ăsta care îmi spune că avea 13 ani, el îmi spune că Gulchen a stat la noi acasă. Mama e mai mare, mama, sora, nu. Era, vine în 44, mi s-a căsătorit, ea avea, mama ta câte 23, 18 ani. Și edem-o cu Gheghe Dănescu, el cel mai mare fata la bunică Vera de Mira, apoi el de timpul povestit de Gheghe, și el zice, știi, niciodată timp, pe noi, tot timpul, pe populație, ceva ori într-o parte, ori în alta, mă atingea, pe dânsul nimeni niciodată nu e, niciodată. Eu nu știu și în muzeu este, în muzeu de istorie, este un dosar, cred că luni am salvat, în care e dat ca luptător pentru puterea sovietică. Nu știu ce documente, dar el dacă în Dumă spune că făcesc dreptate țăranilor, este așa. Spune tot așa, cu atât mai mult când a venit momentul să fie împărțit pământul țăranilor. Cred că nu putea el să stăi alături. Cât posibil, nu eu. Pur și simplu, și mama, că și tata, ei când au trăit aici, pe că nu știu cum erau pomeniți, că aici, tot timpul, și până în prezent,
mult timp în culcă și nu era casa mamei și a tatei. Dar casa unde a dat nesgurche. Da, în toată vreme n-am dat nesgurche. Deci era o frumușeță extraordinară. Bine. Frumosul în casă, dar era foarte frumos. Foarte bine. În primul rând aici era țintirimul ăsta evreiesc și trezeu evreie la țintirimul. Cimitirul ăsta, până prezent locul este, mai sunt câteva pietre. Deci era un cimitir, era un cimitir frumușel, erau vineu evrei care erau duși, vineu acel la cimitir. Și acum s-au dat locuri de casă și oamenii... Noi țin minte, numai un lucru, noi vinem în tăt vinem, era aici în Valea asta. Vă dați, spuneți așa, să vă dăm și dumneavoastră cartea. Așa, cartea, mulțumesc mult. Vă spune încă, da? Elena Ion Privelea. Vreau să dăunii cartea dumneavoastră. Are livadă de mere șofrane. Nu mai există mere șofrane. Dar așa niște mere erau gustoase. Prii? Prii, da.